Guvernul a dat un comunicat prin care spune că întârziați aplicarea legii pensiilor și că blocați, practic, rectificarea de guvern. De ce ați făcut ședința de CSAT așa de târziu? Iată o nouă minciună marca PSD și o nouă minciună a guvernului incompetent Dăncilă. Nu-mi place să repet aceste lucruri, dar nu pot să găsesc alte calificative. Guvernul îi minte pe români și guvernează într-un mod pe care pot să-l explic doar ca și un cinism. Altceva decât cinism nu este. Haideți să vă explic care e problema. Guvernul poate să facă orice rectificare bugetară, fără niciun aviz de la CSAT, fără să-mi ceară părerea, cu excepția zonei de securitate națională. Citesc astăzi în gazetă că guvernul nu poate să dea pensii, auzi, sau salarii, că nu poate să dea bani la școli, la spitale, fiindcă eu nu am dat aviz în CSAT. Este o mare, mare minciună. Guvernul poate să facă rectificări pe sănătate, pe educație, pe pensii, pe salarii, pe agricultură. Atenție, aici se prefigurează o catastrofă națională cu pesta porcină. Însă văd că pe dumnealor nu-i preocupă aceste chestiuni, îi preocupă ce fac eu cu CSAT-ul. Ei, am convocat CSAT-ul. Însă, repet, guvernul putea să facă orice rectificare dacă asta se dorea. Acum, sigur, putem să ne punem întrebarea de ce minte guvernul. Da. Doar incompetența guvernului cred că nu este o explicație suficientă în acest caz. Sunt două ipoteze. Prima ipoteză ar fi că cei din guvern nu citesc legile. Este totuși o ipoteză puțin verosimilă, fiindcă sunt și specialiști în guvern, funcționari care citesc legea. A doua ipoteză este mult mai gravă și ține de construcția însăși a bugetului. Eu am atras atenția încă de la început că PSD-ul construiește un buget iresponsabil, un buget care nu poate fi pus în practică. Și am atras atenția în foarte multe rânduri că PSD-ul și acest guvern vor ajunge în situația de a nu plăti pensii și salarii, fiindcă nu au bani. Cred că această ipoteză este mai probabilă decât prima și cred că aici guvernul trebuie să dea niște răspunsuri foarte clare. Este inadmisibil să construiască o întreagă poveste publică la televizor, cum că președintele blochează rectificarea bugetară, că nu se pot plăti pensii. Minciună! Se pot rectifica și pensiile, și banii pentru școli, și banii pentru spitale, fără niciun aviz de la CSAT, dar trebuie să spun și acest lucru, având acest guvern incompetent, eu nu pot să dau drumul la un aviz în CSAT fără o analiză foarte temeinică, fiindcă aici vorbim de securitatea națională, nu de altceva. Am convocat CSAT-ul, vom face o analiză foarte, foarte serioasă a proiectului, încă o dată, care privește securitatea națională. Restul este răspunderea guvernului și nu altcuiva. Despre tăierea de la administrația prezidențială, cele 11... Astea nu sunt chiar așa de importante, nu despre asta vorbim. Se poate descurca administrația prezidențială și în organizarea? Noi ne descurcăm. Și cu cele 11 milioane mai mult? Noi ne descurcăm oricum. În spațiul public...